Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la o nouă rețetă! Astăzi vom pregăti mucenici moldovenești. Este o rețetă foarte ușor de pregătit, eu vă voi explica toți pașii ei pentru a obține niște mucenici foarte pufoși și mai ales delicioși. Așa că rămâneți cu mine până la final pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu și vă plac rețetele mele, eu vă invit să vă abonați. Puteți să activați și clopoțelul pentru a vă anunța de fiecare dată când voi posta o rețetă nouă. Haideți să începem cu ingredientele pentru aluat. Eu am folosit jumătate de kilogram de făină de calitate superioară, de 3 zerouri, aceea pe care o folosiți de obicei pentru cozonaci. Am mai folosit 220 de ml de lapte, 80 de grame de zahăr, 30 de ml de ulei, 30 de grame de unt, 2 ouă, 14 grame de drojdie uscată. Dacă veți folosi drojdie proaspătă, puteți utiliza în jur de 25 de grame. Vom mai folosi 5 ml de esență de vanilie, coaja rasă de la o lămâie și un praf de sare. Începem cu activarea drojdiei sau pregătirea prefermentului și pentru aceasta avem nevoie ca laptele să fie călduț. Punem drojdia într-un bol, peste ea vom adăuga un pic de lapte călduț, amestecăm cu ajutorul unei furculițe pentru a dizolva drojdia, adăugăm și o linguriță cu vârf de zahăr pentru că așa va ajuta ca drojdia să se activeze mai repede. Mai adăugăm un pic de lapte. Laptele îl adăugăm la ochi, cam în jur de 5-6 linguri de lapte. Odată ce zahărul și drojdia s-au dizolvat, vom adăuga prima dată 2 lingurițe cu vârf de făină. Vom amesteca pentru a o încorpora. Mai adăugăm o linguriță cu vârf de făină, așa vom îngroșa cât de cât compoziția noastră. Curățăm bine pereții bolului pentru a nu rămâne resturi de făină. Așa trebuie să arate compoziția noastră sau prefermentul. Acum vom acoperi bolul cu folie de plastic sau, în cazul meu, voi acoperi cu un capac de acesta din silicon. Vom acoperi bolul cu un prosop curat de bucătărie și vom lăsa drojdia noastră în jur de 15 minute la dospit. Între timp ne vom ocupa de ouă, le vom bate cu un tel foarte ușor, doar cât să amestecăm gălbenușurile cu albușurile. Acum le vom da deoparte și peste laptele călduț vom adăuga zahărul. Amestecăm un pic cu ajutorul unui tel sau cu o furculiță pentru a se dizolva. Tot aici vom adăuga și uleiul, coaja rasă de la lămâie, și esența de vanilie. Eu am folosit o fiolă din aceasta de 5 ml, dar voi puteți să folosiți esența de vanilie care vă place. Amestecăm din nou foarte bine pentru a încorpora și aromele. În tot acest timp, cât am încorporat alte ingrediente cu laptele, el s-a răcit și a pierdut din temperatură, așa că eu vă sfătuiesc să-l încălziți un pic înainte, eventual să-l puneți la cuptorul cu microunde pentru un minut sau într-un ibric pe aragaz, cât să ajungă la o temperatură de aproximativ 30-32 de grade Celsius. După 15 minute am descoperit drojdia, uitați-vă ce frumos a crescut, a fermentat foarte bine. În continuare vom adăuga făina cernută în prealabil în bolul robotului. Vă sfătuiesc să cerneți întotdeauna făina când veți pregăti un aluat, pentru că așa vom oxigena particulele de făină, iar aluatul va deveni foarte elastic și pufos. Peste făină vom adăuga și ouăle bătute. Adăugăm și drojdia pe care v-am arătat-o înainte, că a fermentat foarte bine.
covorâm brațul robotului, acoperim și bolul cu un capac dacă aveți, pentru că așa evităm ca făina să sară din bol în timpul frământării. Dăm drumul robotului la viteză mică la început, îl lăsăm să amestece un pic drojdia cu ouăle și făina, suim încă puțin viteza robotului, după care începem să adăugăm puțin câte puțin laptele călduț. Și acum, la sfârșit, putem adăuga și praful de sare. Nu l-am adăugat înainte pentru că nu vroiam să ia contact direct cu drojdia. Acum vom lăsa robotul să frământe bine aluatul, în jur de 3-4 minute, cât să se încorporeze foarte bine făina cu celelalte ingrediente. Iar acum, la sfârșit, vom adăuga untul pe care l-am topit un pic înainte. După ce s-a încorporat și untul, vom lăsa aluatul la frământat în jur de 7-8 minute. Dacă veți face acest procedeu manual, trebuie să frământați aluatul în jur de 15 minute. În cazul în care observați că aluatul încă este foarte lipicios, puteți să mai adăugați o lingură de făină, dar nu mai mult, doar o lingură, pentru că acum, depinzând de tipul de făină pe care îl folosiți și de umiditatea pe care o conține, poate fi un pic mai lipicios, de aceea va mai avea nevoie de un pic de făină. Aluatul nostru este gata, l-am frământat 8 minute, după cum vedeți este foarte elastic, nu se lipește nici de mână. Acum presărăm un pic de făină pe blatul de lucru și vom scoate aluatul din bol. Vom mai pune un pic de făină dacă este necesar și pe deasupra aluatului și îl vom frământa foarte puțin. Nu mai era necesar de frământat, aluatul este foarte bine frământat, doar că vroiam să vă arăt cum se frământă și la mână. Este foarte ușor. Aluatul nostru este gata, acum vom pregăti un bol în care îl vom așeza, îl vom unge înainte bolul cu un pic de ulei. Voi pune un pic de ulei și pe suprafața aluatului, după care îl voi așeza în bol. Vom acoperi bolul și vom lăsa aluatul la dospit, într-un loc călduț, în jur de 45-50 de minute sau până când își va dubla volumul. Vă voi da un truc pentru ca aluatul să crească repede într-un loc călduț. Puteți încălzi cuptorul, în jur de 5 minute îl lăsați să se încălzească, după care îl opriți. Așezați aluatul acoperit în interiorul cuptorului cu ușa închisă și așa se va dospi mai repede. În timp ce aluatul nostru se dospește, vom pregăti siropul și am pus aici o crăticioară pe foc în care voi pune un pahar de apă în jur de 200 de ml. Peste care voi adăuga după aceea zahărul, 100 de grame de zahăr. Vom amesteca un pic pentru ca zahărul să se dizolve și vom lăsa să ajungă la punctul de fierbere. Când va ajunge la punctul de fierbere, îl vom lăsa 2-3 minute, după care vom adăuga coaja de lămâie. Oprim focul și acoperim crăticioara cu un capac. Așa vom infuziona siropul cu coaja de lămâie și va căpăta un gust extraordinar de bun. Îl vom lăsa așa acoperit timp de 5 minute. Acum ne vom ocupa și de nuci. Am aici în jur de 70 de grame de miez de nucă pe care o voi măcina. Odată măcinată, o voi transfera într-o farfurioară și o voi da deoparte. Acestea sunt ingredientele pentru decorarea mucenicilor, nuca măcinată și 80 de grame de miere de albine. După 5 minute vom strecura siropul pe care l-am infuzionat înainte cu coaja de lămâie. După cum vedeți, a căpătat o culoare foarte frumoasă. Și la sfârșit, dacă doriți, puteți să-i adăugați și un pic de esență de vanilie, pentru că îi va da un gust extraordinar de bun. Eu i-am adăugat o linguriță de extract de vanilie. După 40 de minute, aluatul este gata, după cum vedeți și-a dublat volumul și a crescut foarte frumos.
Vom presăra un pic de făină pe blatul de lucru și vom scoate aluatul din bol. După cum vedeți, cade foarte ușor din bol datorită faptului că am uns înainte bolul cu ulei. Acum îl vom frământa foarte ușor pentru a scoate aerul. Acum îl vom rupe în două părți aproximativ egale, eu îl voi rupe direct cu mâna. După cum vedeți, aluatul este foarte elastic și nu se lipește absolut deloc de mâini. Acum voi da deoparte o jumătate din aluat. Îl voi pune din nou în bol și îl voi acoperi pentru a nu se usca la suprafață. Și vom începe să lucrăm prima parte a aluatului. Vom forma o specie de sul, după care îl vom tăia în 4 părți aproximativ egale. Dacă vă rămâne ca și mie o bucată de aluat mai mică, puteți să luați un pic dintr-o bucată mai mare de aluat și să adăugați la cea mică. Formăm bucățelele de aluat în biluțe. După cum vedeți, se formează foarte ușor și nu avem nevoie nici de ulei, nici de făină, pentru că aluatul nu se lipește absolut deloc. În cazul în care vedeți că se lipește, presărați un pic de făină. Biluțele de aluat pe care le-am pus deoparte le vom acoperi cu un prosop curat de bucătărie pentru a nu se usca în timp ce ne vom ocupa de prima bucățică de aluat. Începem să întindem aluatul într-o fâșie subțire care să aibă o lungime de 20-30 de centimetri. După ce am întins fâșia de aluat, vom începe să îl închidem în felul următor. Începem să îl răsucim spre interior, formând o specie de melc, după cum puteți vedea în imagine. Mergem cu el până la jumătate, după care, din cealaltă parte, în sens contrar, vom începe să închidem aluatul, până când vom obține o formă de 8. Odată format, apăsăm un pic peste el și gata este primul nostru mucenic. Uitați ce bine arată! Voi mai face încă unul pentru a vă arăta cât sunt de ușor de făcut acești mucenici, practic ne jucăm cu aluatul. Odată formați mucenicii noștri, îi vom așeza într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Când avem toți mucenicii așezați în tavă, îi vom lăsa încă 15 minute la dospit, acoperiți cu un prosop de bucătărie, timp în care vom preîncălzi cuptorul la 180 de grade Celsius la cele electrice sau la foc mediu la cele pe gaz. După 15 minute, mucenicii au crescut din nou. Acum îi vom unge bine cu ou bătut. După care îi vom pune la cuptor pentru aproximativ 20-25 de minute sau până când se văd rumeni pe deasupra. Puteți să îi probați și cu o scobitoare și dacă scobitoarea iese curată, înseamnă că sunt bine copți și în interior. Pentru cealaltă parte de aluat, care o aveam pusă în bol, vă voi arăta un alt fel de procedeu pentru a forma mucenicii, în cazul în care nu vă descurcați să întindeți foarte bine fâșiile de aluat. Presărăm un pic de făină pe deasupra aluatului și pe blatul de lucru, după care îl vom întinde într-o formă dreptunghiulară cu ajutorul unui sucitor. Vom întinde foaia cu o grosime de aproximativ jumătate de centimetru. O aranjăm un pic ca să fie cât de cât egală, după care vom tăia fâșii cât de cât
egale, cu o lățime de aproximativ 2 cm. Acum vom lua o fâșie și o vom lungi foarte ușor cu ajutorul degetelor, nu este nevoie să o răsucim, doar să o întindem cât să obținem o fâșie lungă de aproximativ 30 de cm. Vom obține niște mucenici un pic mai mititei. Răsucim aluatul în același fel cât să obținem o formă de 8. Vom face același procedeu până terminăm de format toți mucenicii. După care îi vom lăsa la dospit exact ca și pe ceilalți, în jur de 15 minute, după aceea îi ungem cu oul bătut și îi vom pune la cuptor. Doar că trebuie să aveți grijă că sunt un pic mai mici și se vor coace un pic mai repede. Și după 25 de minute, prima tavă de mucenici este gata, iată ce bine arată. Acum îi voi scoate pe un grătar și îi voi lăsa să se răcească. Timp în care voi introduce la cuptor și cea de-a doua tavă de mucenici. Am scos și cea de-a doua tavă de mucenici de la cuptor. Iată ce bine arată, au crescut atât de frumos, sunt atât de pufoși. Îi voi așeza și pe ei pe grătar și îi voi lăsa să se răcească. Acum că mucenicii sunt foarte puțin călduți, îi vom așeza pe un platou și vom începe să îi însiropăm. Îi vom unge foarte bine cu siropul făcut înainte, care este deja rece. Pune sirop cât vă place, mie îmi place să fie foarte bine însiropați, de aceea le voi adăuga foarte mult sirop. Odată însiropați, îi vom da deoparte și îi vom lăsa să se odihnească în jur de 10-15 minute, timp în care vor absorbi foarte bine siropul. Acum că s-au însiropat, îi vom unge și cu un pic de miere de albine. După cum vedeți, mierea mea este foarte groasă. Dacă vă place să fie mai subțire, puteți să o introduceți câteva secunde la cuptorul cu microunde și imediat se va subția. Iar la sfârșit vom presăra pe deasupra mucenicilor nucă măcinată. Cantitatea de nucă măcinată pe care o puneți pe deasupra depinde de gustul fiecăruia. Puteți să-i puneți mai multă sau mai puțină. Și gata sunt mucenicii noștri, abia aștept să deschid unul să vedem cum este și în interior. Este foarte frumos și în interior, ia uitați ce pufoșenie! Cum se desface, este un deliciu. Sper să vă placă rețeta și să pregătiți și voi acești mucenici. Sunt extraordinar de buni. Eu am gustat o bucățică pentru că nu mai aveam răbdare și vă spun, sunt extraordinar de buni. Pregătiți-i și voi pentru că sunt sigură că vă vor place. Dragi prieteni, până aici rețeta de astăzi. Sper că v-au plăcut acești delicioși mucenici. Și dacă este așa, nu uitați să dați un like, să distribuiți videoclipul cu prietenii voștri în rețelele sociale și să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o. Nu uitați să activați și clopoțelul pentru a vă anunța de fiecare dată când voi posta o rețetă nouă. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizită și sprijin, vă urez spor la gătit, numai bine și pe curând la un nou video!